am zis că aș dori mai multă atitudine și încă o dată vă zic, cei mai buni jucători din cantonatul românesc. De ce zic, eu vorbesc numai de că sunt aici și meciul de astăzi sunt singur vinovat pentru această înfrângere, pentru că eu sunt antrenor. Pentru că eu sunt antrenorul, de fapt, de antrenament, nu, cum să vă zic, din punct de vedere al jocului, Rapidul, au fost multe momente peste noi și am avut momente bune și încă, deci, sincer, îmi pare rău pentru această funcție. Normal, vă dați seama, supraventul număr mare, s-a mobilizat foarte bine, a reușit să vină peluza nord aproape de noi. Știam ce înseamnă meci cu Rapid. Tu vinovat, tu, săracul, n-ai nicio vină. Du-te, tata, acasă, că nu-i de tine, băi. Este o echipă mare, o echipă care se vrea rezultate, o echipă unde de-a lungul anilor a câștigat campionate, este o presiune mare, este normal. Asta, se vrea să se câștige campionat. N-a fost nicio problemă, v-am mai zis, meciul de astăzi sunt singur vinovat pentru înfrângere, pentru că echipa n-a arătat cum trebuie. Dacă n-am câștigat meciul cu Rapid, hai tu să analizăm și să vedem ce este de făcut. Da, normal, sunt pregătit. În legătură cu ce? Nu e o critică, v-am zis, nu e nicio critică la adresa mea. Pentru că capitanul echipei, noi împreună trebuie să facem în așa fel să arătăm mult mai bine. Ceea ce
face. Plus asta a fost o sărbătoare mare, deci nu știu de ce vă legați de lucrurile acestea. Să vorbim numai de fotbal, dacă vreți. De fotbal.